Emi, dragul meu, prin toamna lui 2020 scriam la un jurnal, cât am scris la el, în 28 de pagini, inspirat de jurnalul lui Alice Voinescu, cea mare doamnă, care era prietenă cu Iorga, sau îmi vine, contemporană cu Iorga și a fost la comuniști. Și ce o să spun cu asta? Vorbeam cu un confrate evreu și l-am gratulat și mi-a spus: ce vorbești cu mine? Tu nu vorbești cu mine, tu ești un om cu polimorfism, tu ești cu personalitate multiplă, du-te și lasă-mă în pace. Ce vreau să spun cu asta în filmător, este adevărat, pe partea mamii sunt de la Ion și de la Ferdinand. Și despre asta vreau să vorbesc. Pe partea tatii, de la Pușkin și de la Leo. Și ce vreau să spun, dragi? Ce am zis? Uite, mă uit la începutul Adevărului Oglindă, 1993, filmul cu Ion Antonescu. Și zice așa, că ce am căutat eu, încă de când m-am uitat la Tiaba, pentru că se luaseră rușii de mine, parcă, și mai încolo aveam și cu Timofti, și cu Dodon mai puțin, nu zicea nimic. Dar la început, cu câțiva ani înainte, când înainte să ajungă Dodon sau așa, și rușii ne amenințau, prin 2014-2015, ce-am făcut, frate? Am uitat la Eazy-E, nu? Am zis, all references to Master Putin are commentary. Scrie acolo în carte. Și ce vreau să zic cu asta? Că eu nu vreau bataie, că nu-i bună la nimic. Eu vreau agricultură, mai ales în România. Agricultura, adică înseamnă pâine, carne, iaurt, smochine pe masă. La cât mai multă lume, cât să ajunge, cât produce țara, mânci tu și dai și la vecini. Sau cine cumpără. Bun, asta e o parte. După aia, cine să vă dea vouă Basarabia, cum zice în filmul ăsta, când voi nu munciți? Nu mereu zici pe câmp aici să munciți, vă, lângă râu. Cine să vă dea vouă pe ăsta Prut, pe ăsta Hotin, Cadrilater, Voivodina, să vă faceți acolo zonă românească, autonomă sau ceva, că voi nu munciți nimic, mă. Te-ți varză, aveți halucinații pe solenoide. Asta așa. Și acum vreau să spun ceva. Ce bombă am eu cu tatul meu și familia mea? Nu mai are nimeni. Mai e ceva care nu și-au întinat hainele toți acești 40 de ani. Din 80 până azi, nu? Și care e bomba? China ta, mamă. Voi știți câte Chinatown-uri sunt toată lumea? Aveți habar. Eu țin această bombă, steaua de fapt, nu bomba, steaua chineză o țin în mână, în mâna mea dreaptă, cum țin inima mamei mele. Amin?